În prezent, piața Angro are o suprafață de 3600 de metri pătrați, suprafață foarte mică față de necesarul celor care își desfășoară activitățile comerciale în acea zonă. De menționat este faptul că în imediat apropiere sunt alte două-trei piețe private a căror suprafață depășește 7000 de metri pătrați. Mariana Andronache precizează că noua piața Angro poate fi amenajată pe o suprafață de 3 hectare la intrarea în municipiul Suceava dinspre Fălticeni, cu acord la toate utilitățile însemnând apă curentă, canalizare și gaz cu toate facilitățile pentru comercianți, inclusiv hotel pentru cazarea acestora, toalete și dușuri. O altă problemă încă nerezolvată în municipiul Suceava se referă la construirea unei parcări pentru tiruri. Această parcare ar fi de preferat să aibă o suprafață de 10.000 de metri pătrați, aproximativ un hectar, modernă, betonată, să fie cuplată cu piața angro, astfel încât facilitățile să fie comune. Comercianții care în marea lor majoritate vin din sud pe Europeanul 85 nu vor mai fi obligați să tranziteze orașul până în Burdujeni, iar șoferii camioanelor din lipsa parcărilor special amenajate sunt nevoiți să le lase peste tot prin municipiu. Mariana Andronache se arată foarte optimist în ceea ce privește aceste două obiective de investiții, precizând că se vor recupera destul de repede fiind aducătoare de venituri. Sunt investiții normale, realiste, de bun simț, absolut necesare pentru municipiul Suceava. Fiind amplasate la intrare în municipiu, accesul se va face cu ușurință, fiind facil atât pentru comercianți cât și pentru cumpărători, a conchis Sandronache.